Bună tuturor, eu sunt Jemna și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi avem un video special pentru că este o colaborare cu fetele din grupul Facebook YouTube Girls România. Și acest video este în primul rând un giveaway. Un big giveaway. Este, adică, o colaborare între toate noi fetele. O să găsiți linkurile în info box. Și anume, pentru a participa acest concurs, condițiile de participare sunt: să fiți înscriși la toate canalele care le găsiți în infobox, toate. Și a doua regulă, să lăsați în comentarii aici jos, pe canalul meu, o declarație de dragoste. Va fi premiată cea mai creativă, cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care o să o alegem împreună cu toate fetele. Și premiile pe care le veți câștiga sunt, din partea mea, un fond de ten de la Kiko și din partea celorlalte fete vă las aici poza ca să vă minunați și să vă vă bucurați de aceste minunății care fiecare fată, fiecare canal YouTube îl oferă pentru un singur câștigător. Concursul începe astăzi, 9 februarie, și se termină pe 29 februarie. Și acum se duce la video la care m-am gândit astăzi. Adică m-am gândit sunt eu video că pe YouTube și peste tot ce să faci cadou iubitului, iubitei de San Valentino. Și eu m-am gândit că ar trebui să spunem și ceea ce nu trebuie să facem cadou, mai ales de San Valentino. Ca să vă ajut un pic și să rămâneți single în ziua de San Valentino. Haideți cu prima. Nu trebuie să dați cadou niciodată la o fată o cremă anti-riduri sau anti-celulită. Aia vă lasă imediat. Pentru că ea ce se gândește? Deci asta mi-a făcut cadou crema anti-riduri pentru că mă vede bătrână. Deci ce se întâmplă? Nu-i mai plac? Ce s-a întâmplat? Anticelulită, mă vede grasă, aoleo, și distruge seara, distruge sfataia și e o nenorocire. A doua chestie care nu trebuie să o dați cadou niciodată este un parfum. Pentru că parfumele bune sunt alea care costă mult. Noi n-avem ce să facem altceva. E așa e, e adevărul adevărat. Și dacă nu poți să-ți permiți să cumperi un parfum ca lumea, pentru nu că cumpăra, mai bine că o lăsa să-și cumpere singură ce-i place, pentru că parfumul e destul de personal și dacă nu nimeriți parfumul exact, nu vă merge bine în seara. A treia chestie care nu trebuie să o dați cadou niciodată este un obiect de bucătărie. Nu știu, chestia asta o fac în general de bărbații, mai ales soții. Se gândesc că dacă îmi iau mie o cratiță sau o tigaie, eu sunt fericită. Nu sunt fericită, pentru că bucătăria e la toată lumea. Bucătăria e la toată casa, la toată familia, nu e numai a mea. Deci eu aș fi fericită ca într-o zi, ca San Valentin, în ziua mea de naștere, nu să-mi cumperi o tigaie sau o cratiță sau o lingură de lemn. Să-mi cumperi ceva pentru mine personal, pentru că bucătăria nu este a mea. Aia este o obligație, nu o plăcere. Următoare chestie pe care trebuie să o dați cadou de San Valentino este un inel de la Tarabe. Pentru că în momentul în care voi scoateți cutiuța afară și fata aia vede cutiuța gata, începe să-i vină tachicardia, începe să-i crească bătăile inimii și se gândește, aolo, mă cere de nevastă, aolo, mă cere de nevastă. Și când ați face cutia și vede fierăria aia, care ați dat 2 lei pe ea
Și ea se gândea că vrei să o cer de nevastă și tu i-ai adus așa un cadou și cumpărat de la Tarabe. Ai ales și ea. Gata, dând tachicardie, o dă în șoc. Următoarea chestie pe care nu trebuie să o dați cadou de San Valentino este îmbrăcăminte. Voi vă gândiți că dacă greșești Italia, măsura la îmbrăcămintea aia, ești terminat, ești un om mort. Pentru că dacă o iei prea mare, nu-i bine. Pentru că zice că, a, tu credeai că sunt atât de grasă, mi-ai luat o talie mai mare pentru că tu mă vezi grasă. Dacă o iei măsură mai mică, o pui în dificultate, nu poate să nu-i intră și să supăr și zice, eu sunt grasă, nu... Nu, nu. Nu se dă cadou haine. Nu trebuie să dați cadou haine, pentru că puteți să greșiți. E cel mai bine să nu faceți așa ceva. Următoarea chestie pe care nu trebuie să o dați cadou este fără încălțăminte și genți. Pentru că voi băieți aveți niște gusturi cam urâțele. Eu țin minte că odată prietenul meu mi-a făcut cadou o pereche de pantofi. Oribili. Dacă mă duceam pe centură, puteam să mă calc pe ei. Oribili. Și o geantă tot la fel de oribilă. Nu faceți cadouri din astea, numai dacă vă lăsați să vă ajute o fată să faceți acest cadou. Următoarea chestie pe care nu trebuie să o dați cadou de San Valentino e lenjerie intimă. Lenjerie sexy. Pentru că dacă o luați prea sexy, fata aia zice, aia mă vrea, vagabondă, mă vrea, dar eu sunt fată bună. Dacă o iei prea castă, prea așa, zice, ia uite ăsta ce plictisător este. Așa că mai bine nu luați nimic de genul ăsta, pentru că nu o să ghiciți. Și acum am două chestiuțe și pentru fete. Nu faceți cadou cravată. Dar dacă nu este un tip care o poartă. Pentru că cravata aia o primește și pe urmă o aruncă într-un sertar dacă el nu o poartă. Deci nu are rost să faceți cravate. O altă chestie care nu e bine să o faceți e să dați un cadou iubitului vostru, un cadou, un masaj, de exemplu. Pentru că nasc gelozii inutile, pentru că el sigur o să se ducă acolo să facă masajul și dacă e o fată, ție începe să-ți crească gelozia, gândurile negre și ai terminat cu discuția. Astea au fost sfaturile mele pentru San Valentino. Sper că videoul v-a plăcut. Nu uitați de acest big giveaway. Vă las în info box link-urile către canalele la fete. Să vă înscrieți la toate, să lăsați un comentariu cu o declarație de dragoste, o să fie premiată cea mai frumoasă declarație de dragoste și eu vă mulțumesc și ne vedem la următorul video. Ciao!